Zvonima, Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin și cred că deja am ajuns la nivelul de habotnică în ceea ce privește parfumurile, aromele și tot ceea ce ține de parfumerie. Uh, voi vechilor mei abonați, țin să vă mulțumesc din suflet ca de fiecare dată. Mă înclin, fără voi acest canal nu ar fi fost ceea ce este în momentul de față. Și dacă am spus de la bun început, m-am confesat, m-am destăinuit că sunt această habotnică astăzi ce credeți că avem? Unboxing, da, da. Cum spune un mare filozof, în viață de la paraziții, am comis-o din nou. Dar, ce avem aici? Avem o gamă nouă de parfumuri, adusă, bineînțeles, de cei de la Dubai Collection. Cei de la Dubai Collection cu care eu am o colaborare, în sensul că vin către voi cu codul ROJ25, ce vă oferă un discount de 5% la orice achiziționați de pe site-ul lor. Absolut orice: mostre, produse de îngrijire, parfumuri, tot ce vreți voi. Uh, cum v-am mai spus eu în alt clip, este de fapt o extra reducere, deoarece dacă achiziționați ceva deja redus pe site-ul lor și uh, atașați acest codulete, veți mai primi o reducere de 5%. Și acum să trecem la fapte. Deoarece pentru că și fiindcă nu mai am răbdare, um, o să vă las aici ce am găsit pe Fragrantica despre cei de la Nasim, pentru că da, disclaimer, paranteză, acoladă, ce vreți voi? Pentru toți haterii care spun, vai, arăbeștile sunt cutare ca să nu intru în anumite detalii și cuvinte neplăcute și ne la locul lor, ce să vedeți, dragilor, aceste clone, bine, nu toate, da? Uh, unele dintre clone, unele dintre firmele, dintre brandurile ce produc aceste parfumuri inspirate sau tip clonă, sunt recunoscute de către Sfânta Fragrantica Deci uh, noi, consumatorii de parfumuri Middle Eastern, nu ne dăm cu... nu mai spun ce, nu mai intru în detaliu. Uh, continuăm operațiunea Bun, și avem patru parfumele despre care vom vorbi și stați să reușesc eu să le deschid de aici. Bun, oh, 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 oh. cu cine să începem? Hai, începem cu tine. Începem cu Nassim Purple Blue. Cutiuța vine ea foarte drăguțică și simplistică. Imagine bla, so bla, Avem aici o descriere pe spate. Aici avem beciul, data fabricării și ingredientele. Haide, tati, asta e. Și acum să vedem. Să vedem. Ce mi-a stărnit Ce mi-a stărnit mie interesul și curiozitatea în ceea ce privește acest brand este faptul că aceste parfumuri nu conțin alcool. Da? Sunt parfumuri pe bază de apă, cum spun ei, și dacă nu conțin alcool o să mă destrăbălesc cu ele și o să mi le aplic inclusiv pe păr. Că știți voi, eu pe, eu pe păr mi-aplic doar esențe. Bun, bun. Ceva ce veți vedea pe contul meu de Instagram și pe contul meu de TikTok, pentru că sunt fiartă din start. Sticluța vine așa. Este o sticluță mată în degrade, uh, foarte grea, da? foarte bine lucrat. Capac de metal, deci dacă vă supără cineva, da? Bun, bun, îmi place. Deci îmi place maxim din start. Și haideți să vedem notele. Înainte să-l pufăim, avem uh, aqua, parf aqua Parfum Nassim Purple Blue. ADN original, acesta nu este inspirat dintr-un alt parfum, parfum fără alcool, 75 de ml, 165 de lei, fără codul meu de reducere. Note de vârf, avem para apoasă, măr verde, fructe tropicale, în mijloc avem iasomie, frezie și acord dulce, iar în bază avem paciuli, mosc alb și tonca. Dacă ați început să mă cunoașteți cât de cât, de ce l-am ales? Păi, avem para poasă, avem fructe tropicale, avem acord dulce, tonca, mosc. Haideți să vedem ce ne spune, că deja nu mai am răbdare. Din nou, astăzi nu m-am parfumat cu nimic ca să le testez pe toate, pe piele. Atomizor bun o să vedeți o chestie. Cum să stau eu? Se... Mm, ce bine mi-e uh, Se vede ceva ușor albicios. Vai de mine! Îmi place! Îmi place! Și e foarte puternic, da? Foarte, foarte puternic, chiar dacă ei spun că este un parfum pe bază de apă. Mm, da, ce mai izbit? Uh, mai izbit combinația de pară cu măr. Da? Acela a fost primul impact. Dar, o, cum să spun eu, ceva foarte intens, o aromă foarte, foarte intensă la prima deschidere, la, la prima deschidere, la primul nas. Frezie, vai ce îmi place. Um, aroma aceea de frezie, dar um, nu pot să spun că e ca și cum ai presăra zahăr pudră peste o frezie. Este mai degrabă o frezie cu ceva dulce. Da? Foarte, o aromă foarte feminină. Din nou, cum vă spun eu în alte clipuri, eu, de fapt cam în toate. Nimic de Eastern. Nu vă gândiți la niciun fel de chestie ud sau note animalice. Nu. Nimic Middle Eastern. Este mai degrabă acea aromă de designer. Este acel parfumete care, dacă acest brand NASIM nu ar fi unul Middle Eastern, aroma în sine, după cum v-am mai spus eu, ar putea trona undeva în Sephora și așa mai departe, da, în orice parfumerie de designer. este o aromă ușor primăvăratică, ori datorită freziei, ori nu am idee, dar totodată um, nu m-aș sfii și nu, nu m-ar deranja să, să miros așa acum, chiar și toamna. Se îndulcește treptat tonca, da? Își face apariția tonca. Are un dulce, dar nu este nici dulcele acela ce vă cauzează migrene și nu este nici, cum să spun eu, dulcele acela gurmand. <coughs> N-are de-a face cu uh, zona dulce gurmand sau dulce bleșinător. Este un floral fructat cu ceva dulce. Da? Cam așa l-aș -aș descrie, cam așa îl percep. tonca aceea din bază, uh, moscul acela din bază, combinația aceea este foarte, foarte tare. Deci îmi place foarte, foarte mult, mai ales acum în dry down și uh, aceste parfumuri nu lasă acea peliculă uleioasă, da? cum sunt, de exemplu, cele din gama ROG, tot de pe site-ul celor de la Dubai. Acelea ați văzut că atunci când le aplicați pe piele, lasă o peliculă ușor uleioasă. Ei bine, acesta de la Nasim a lăsat pielea oarecum strălucitoare, fără a avea acea textură uleioasă. Și nu știu ce face, că e ca și cum m-aș fi dat cu o cremă de foarte bună calitate, pielea a rămas foarte, foarte fină. Foarte fină. Dar da, da. Este un parfum în care eu, cel, cel puțin acum la primul nas, la prima testare, resimt foarte mult uh, frezie, uh, tonca și mosc alb. Dar, deci mos da? Nu moscul acela animalic, nu, nu, foarte, foarte, foarte ok. Este genul de parfum care poate fi un safe blind buy. Din nou, arată super bine pentru un cadou, dacă mă întrebați pe mine personal, adică eu dacă aș primi așa ceva, aș fi foarte încântată. Deci de la ambalaj, de la sticluță până la aromă în sine, totul este la superlativ. Și să nu vă aud că o să spuneți, da, păi, da, păi tu ai uh, colaborare cu cei de la Dubai. Nu, colaborarea ca restul colegilor mei, da, înseamnă strict acel cod de reducere. Nu ne îmbogățim, da, să ne iasă din căpuc. Dar, da, da, este acel parfum de birou, acel parfum, nu știu, uh, oarecum de zi cu zi. Și totodată, îmi pare a fi o bază excepțională pentru layering. Acum, să trecem la următorul. Deci, acesta l-am pulverizat aici, să vedem cum se dezvoltă. Și vorbim acum despre Hypnotic Passion, tot de la NASIM, tot din această gamă. Nici nu v-am spus gama, se numește N Series. Și să vedem dacă. Este hipnotic sau nu? Mm, îmi place. Același format ca la frățiorul, suriorul său, da? Diferă doar um, culoarea sticlei. Este aceeași, aceeași sticlă bine lucrată, doar că. Hmm? Nu. Camera nu mă ajută. Este un. Uh, ce culoare e asta? Este un Vișiniu tomnatic, un ton de Vișiniu, ceva pe acolo, da? Dar să vedem ce conține. Și avem așa. Aqua, parfum Nasim, Hypnotic Passion, uh, parfum feminin, la fel ca celălalt. ADN original. Parfum fără alcool, 75 de ml, 165 de lei. Iar în acesta avem note de vârf, zmeură, afine, piper, roz și licii. În mijloc avem trandafir, bujor, lăcrămioare. Iar în baza avem mosc, vanilie și vată de zahăr. Dacă nici notele astea toate împreună cumulate nu înseamnă rojin, atunci nimic nu mai înseamnă rojin. Zmeură, afine, licii, bujor, lăcrămioare, vedem trandafirul din el cum este. Mosc, vanilie și vată de zahăr, deci gurmand în bază cum ar veni, da? Hai să te vedem și pe tine. Așa. Se vede? Se vede. Aceeași chestie. Vai de viața mea! Bun. Acesta m-a izbit, deci pur și simplu a fost ca un pumn în față, da? Doamne cum e! No. Acele fructe de pădure combinate cu licii, nu este licii acela grețos, da? Vai. Hai mai așează-te puțin. Deci, asta gata. Bine, și celălalt. Nu mă înțelegeți greșit. Și asta este wow. Da, chiar este wow. Hai să le luăm pe rând. Ana adună-te, Ana respiră. Vai de mine. Da. Uh, numele, Hypnotic Passion, este foarte bine ales. Foarte, foarte, foarte bine ales. Cum v-am mai spus eu la unul din clipurile precedente, da, este uh, acea aromă, în termenii mei, aromă narcotică. Creează dependență, vrei să o uh, simți din ce în ce mai mult și da, îți face filme. Da. Hmm. Are o tentă gurmandă normal, vată de zahăr în bază, are ceva acolo, dar din nou nu este um, gurmandul acela prin definiție. Nu, nu este, nu. Mm. Trandafirul, că știți... Uh, mai subțire cu trandafirul, trandafirul nu este uh, acel trandafir uh, bătrânicios, acel trandafir uh, bulgăresc, nu, nu, este super super fin, ori, ori combinația aceasta trandafir, bujor, lăcrămioare, pentru că da, toate trei se resimt, dar uh, cum să vă zic eu vouă, se resimt ca și cum ar fi într-un buchet, nu este ceva, niciuna din note nu este mai pronunțată față de cealaltă. Nu poți să spui, am pus degetul, gata, simt mai mult trandafir, simt mai mult bujor sau simt mai multe lăcrămioare. Nu, este ca și cum ai mirosi un buchețel în care ai aceeași cantitate de flori, da? Este fix acel mix trandafir, bujor, lăcrămioare. Doamne, cât e de fain! O secundă, că nu nu-mi dau seama, pentru că resim ceva ce nu, e, nu este listat ca notă. Vai, ce-mi place, dar nu cred. Și nu văd nicio combinație sau ceva care să-mi dea acordul ăsta. Îmi lasă impresia de o vată de zahăr cu un strop de cacao, da, simt acolo, cel puțin pe pielea mea, cel puțin în momentul de față, sunt abia deschise, sunt la primul puf, da, nu simt, nu știu, nu, nu că nu simt, nu înțeleg de unde simt acea atingere de cacao, cacao pudră, da, nu ciocolată, nu pur și simplu acea uh, cacao nesquik, da? Dar nu înțeleg de unde. Are o mică atingere acolo. Este aroma de vată de zahăr. Vata de zahăr, vata de, zahără, vata de zahăr, vata, <coughs> vata de zahăr cea clasică, da? Dar este acolo ceva, îmi dă la nas ceva, o combinație ca și cum ar fi o aromă foarte, foarte vagă de cacao. Atenție! De ce subliniez foarte, foarte vag? Intrăm din nou în aceeași discuție, eterna discuție. Fiecare percepe parfumurile în felul său. Da? Fiecare are uh, un anume nivel al simțului olfactiv voi poate resimțiți mai multă zmeură, nu știu. Eu la rândul meu resim cu totul altceva. La fel, aceeași discuție, același subiect cum este cel și cu persistența parfumurilor. Da? Eu mereu vă spun, eu fac overspray, eu sunt oversprayer. Oversprayer nu înseamnă 1, 2, 3, 4, de exemplu. Nu! Un oversprayer face treaba asta, da? Și o face. Da? Deci, să revenim. Da, acum a dispărut acea tentă foarte, foarte fină de pudră de cacao, însă este o aromă ușor mai sexy. E una, cel puțin, Hypnotic Passion. Dacă ar fi să lucrez, cum am mai spus în alte clipuri, într-un, nu știu, la un birou, într-o corporație, Hypnotic Passion nu aș purta la locul de muncă pentru că are acel hint sexy în el. Deci nu că nu. Astăzi, oricum, nu mi-am aplicat nimic pe păr. Da. Da. Și este aceeași poveste precum la Purple blue. Am zis bine, Purple. Purple blue, da? În sensul că lasă pielea foarte, foarte fină. Deci, tare mult îmi plac. Din start, eu sunt cucerită. Dar să trecem la următorul. Următorul, tot de la NASIM, tot Aqua Parfum vine în variantă de 80 de mililitri și se numește Bushra. Dacă zic eu bine, așa arată cutiuța. Vai, cât de bine miroase! Um. Pe, aplica pe păr, mai ales că nu are, nu are alcool. Da, dar și firul de păr. Deci, nu știu. O să studiez ce și cum, în sensul de ingrediente, pentru că pe piele pielea rămâne foarte, foarte fină, iar pe păr, când îl aplicați, are fix același efect. Lasă părul foarte mătăsos. Deci, e o, e o chestie foarte tare foarte, foarte tare. Bun, să revenim la bușra. Bușra are și un sigiliu aici, nu știam eu de ce, unde e caterul. Aici. Bun. Și să vedem cum arată sticluța. Vai! Vai, 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 vai! Sticluța este așa. Sticluța este galbenă, din nou masivă, bine lucrată și dacă vedeți voi, lichidul este lăptos, cum spun eu, da? Deci are... dacă ați fost atenți când am testat parfumurile din gama N-Series, vă spuneam că la fel, am văzut doi stropi mai mari albicioși. Aceeași poveste avem și la bușra și notele pentru bușra sunt următoarele. 80 de mililitri, 52 de lei. Note de vârf, lămâie, portocală, acord fresh. Note de mijloc, măr, zmeură, ananas, nota acvatică, note verzi iar în bază avem lemn de cedru, lemn uscat de paciuli și lemn de santal. Și să-l vedem și pe acest bușra, ce ne spune el nou. De sticla este foarte, foarte grea. Și nu știu, chiar e și în căpăcel aici, pe căpăcel avem nasim. Îmi place, îmi place. Dar să vedem și cum miroase. Da, uitați. Vedeți? E o chestie ușor albicioasă. Bun. Bun. Lămâia. Că în notele de vârf am început cu lămâie. Nu vă gândiți la um, lămâia aceea... Uh, astringentă cu tente de produse de curățenie pentru casă, da? Nu este mirosul acela care te zgârie pe nas, cum spun eu. Nu. Este lămâia aceea <coughs> ușor îndulcită pe care o regăsim în oboi. Da? Nu spun că bușra e un dup pentru O oh Boy, spun doar că lămâia din bușra nu este acea lămâie, lămâie acră, nu este acea lămâie astringentă, nu. Este o lămâie ușor îndulcită. Nu e nimic deranjant aici. Ananasul, din nou, eu una personal, nu prea îmi place orice fel de ananas în parfumuri. Însă, Ananasul din bușra este acel ananas dulce fără avea ananasul acela copt, dar nu foarte copt. Ananasul foarte copt mie îmi dă la nas, cum spun eu, ceva cu tente alcoolice. Nu. Aici vorbim despre un ananas copt și atât, un ananas dulce. nu știu, e întreaga combinație de note, da? Măr, ura ananas, nota acvatică, note verzi, e pur și simplu... Bine, e drept a venit cam târziu, dar uh, pentru mine este genul de ADN olfactiv, genul de profil olfactiv, care înseamnă vacanță mare și toate cele. Dar totodată, îl văd și în mai multe combinații. Îl văd și îl văd ca fiind un foarte bun ajutător în ceea ce privește layering-ul. Începe să se îndulcească din ce în ce mai mult, începe oarecum să prindă o tentă mai caldă. Deci îmi retrag cuvintele că ar fi un parfum strict pentru vacanțe, pentru că capătă niște acorduri lemnoase, capătă o ușoară încălzire. Da, da. Și din nou aceeași poveste, da? Deci pielea rămâne, aici nu sunt dată cu nimic, pielea rămâne ca atunci când folosești o cremă high-end. Rămâne foarte, foarte fină și ușor lucioasă, fără a avea textură uleioasă. Te lăsăm și pe tine aici să vedem ce ne vei spune mai târziu și trecem la ultimul, dar nu cel din urmă, Lamsa, apă de parfum 30 de ml. După cum prea bine vedeți, acesta vine fără acea folie, da? Vine pur și simplu un cutia de cutia de carton și atât. Și Lamsa nu. El e lamsa. Da? Deci el este bușra aceeași poveste și el e frățiorul mai mic lamsa. Același format, doar că aici avem 30 de mililitri, pe când aici avem 80 de mililitri. A, și acesta are și o folie. Da. Ia uitați. Peste plăcuța de metal are o folie de protecție, da, bun și acum se vede, da, aici e o plăcuță de metal, zic eu, ia să vedem, bușra e la fel, nu, bușra vine, ah, A da și bușra. Da. Bun Da, într-adevăr, acum Se vede altfel Și plăcuța de la bușra Să revenim la Lamsa Lamsa 30 de mililitri 35 de lei Note de vârf Mandarină, trandafir, măr în mijloc avem floare de portocal, lăcrămioare, trandafir și piersic, sau piersici. Iar în bază avem paciuli, lemn de santal, vanilie și mosc. Iar lamsa îl voi pulveriza aici. Din nou, da? Deci pur și simplu am primit un pumn în față, dar un pumn cu cel mai mare buchețel de lăcrămioare. Te izbește mirosul de lăcrămioare, însă sunt acele lăcrămioare uh, înflorite. Nu este mirosul acela ce bate în aromă verde, acele lăcrămioare uh, mai tinere, ca să zic așa, da? Este fix acea aromă de lăcrămioară înflorită. Își face apariția și floarea de portocal și este o floare de portocal mult mai, cum să zic eu, mult mai natural redată în ce sens? Dacă sunteți deja obișnuiți cu floarea de portocal din Killian, Love Don't Be Shy, de exemplu, floarea de portocal din Lamsa este... Acea floare de portocal de sine stătătoare nu are nimic zaharicios pe lângă. E una în floarea de portocal din Kilian, resimt și un acord dulce. Pe când floarea de portocal din Lamsa, din nou mă repet, este pur și simplu acea floare de portocal în starea sa naturală. Piersici, da. Dar nu pot spune că resimt clar nota de piersică. Este o piersică combinată cu un trandafir. Din nou, nu este acel trandafir bulgăresc, grețos, băbesc sau cum vreți voi. O secundă. Deci lamsa e. Bai! Super tare, bușra. Super, super tare. Deci a luat cu totul altă întorsătură. Revenim la lamsa. Paciuli. Paciuli din bază. Nu este acel paciuli uh, pământiu, greu, uh, prăfos. Nu. Este mai degrabă un paciuli lemnos, lemnos dulce. Da? Nu, nu e nimic deranjant la el. Dacă vă feriți de paciulii, Eu una sinceră să fiu, în decursul anilor mai greuți m-am obișnuit cu nota de paciulii, dar da, da, îmi place și cu siguranță oricare din cele patru le puteți aplica pe păr. Bun, haideți să facem o, o mică recapitulare să vedem cum s-a uscat. Purple Blue, l-avem aici. Da, deci chiar dacă au trecut 32 de minute, pielea la fel se resimte. Deci mi se pare o chestie foarte, foarte tare. Foarte tare mi se pare. Ah, Da. Deci ori fie ele parfumuri fără alcool, însă se transformă. Mirosul nu este unul liniar da din start și asta vorba aceea la o, o primă vedere la un prim nas fără a avea timp să le port fără, fără să am timp să le studiez. Cu siguranță voi, re, voi reveni nu știu ce am azi. Voi reveni în alte clipuri cu ele, dar la un prim nas nu sunt acele parfumuri liniare. Revenind la Purple Blue purple, blue, este la ora actuală un fel de mix, pară, măr, un trio de fapt. Pară, măr, frezie și în continuare ceva dulce. Dar în continuare îmi pare a fi acel parfum pe care aș putea să-l port la birou. Da? și chiar dacă este acel parfum de birou, are acel ceva, are acel hint care îl face să fie acel parfum complimentat. Da? Din nou, nu este o aromă întâlnită la orice pas. Dacă v-ați săturat să mirosiți ca restul, cumpărați măcar mostre, da? Nu uitați că ei au și mostre. Nu vă luați după mine. Eu, după cum v-am spus de la bun început, sunt ușor habotnică și eu iau sticle mari. Nu contează să fie sticlă mare, să mă dau să fac baie în el. Ok. Revenim la Hypnotic Passion. Hai de viața mea! Care este un floral, fructat, gurmand, sexy. Din nou, o categorie nouă. Și pe păr. Da, da, da. Foarte intens pe păr. Foarte, foarte intens. Foarte intens. Din nou, merge pe aceeași linie de fructe de pădure, Un, uh, un hint floral, da, celebru trio, bujor, trandafirul, lăcrămioare, dar totul este foarte, foarte încălzit de uh, baza aceea gurmandă. Foarte, Hypnotic Passion este cu siguranță acel parfum ce îl poți purta de acum, cum spun eu, până la primăvară. Uh, Purple Blue da, în momentul de față și el uh, face parte din aceeași categorie, dar mai degrabă purple-blue l-aș cataloga eu all-season. Da? All pe când hypnotic passion este o idee mai greuț, ca să mă exprim așa. Cu toate că l-aș purta și vara, dar strict pe păr. Revenim la bușra. L-avem aici, da, deci aici se vede mult mai bine. Și da, bușra s-a schimbat total. Dacă în deschidere am avut uh, acea deschidere veselă, oarecum, oarecum tropicală, uh, fresh, acum avem un parfum cald, se resimte în continuare ananasul, dar este un parfum lemnos, cald. Și mai are ceva uh, rămășițe din lămâia din deschidere, dar acum se simt foarte, foarte vag. Au rămas undeva în, uh, în fundal, au rămas undeva în spate. Dar da, cum miroase acum, bușra, din nou face parte din categoria parfumurilor all season. Chiar dacă este uh, lămâie portocală, fraș, meu ananas, poate vi se pare ceva gen uh, salată de fructe, acel parfum perfect pentru vară, dar nu, se schimbă și este acel parfum all-season și da, merge purtat și toamna. Foarte, foarte fain ananasul! Deci, ananasul din el chiar îmi place. Foarte fain, ultimul, dar nu cel din urmă, micuțul, lamsa, da, lamsa e acel floral, acel floral, uh, acel parfum de doamnă, acel parfum centrat oarecum, cel puțin din nou în accepțiunea mea, lamsa este centrat oarecum pe nota de lăcrămioare. Dacă sunteți fane lăcrămioare, oricum, cât am zis că e, 30 de mililitri, 35 de lei, deci pe bune. Nu, adică nici blind, dacă luați, nu aveți ce să pierdeți. Dacă nu vă place cum se dezvoltă pe piele, îl aplicați pe păr. Dar da, da. Uh. Sinceră să fiu, acesta l-am luat mai mult așa, mai intrigat. Ce m-a intrigat? Bun, parfum 30 de mililitri, 35 de lei. Hai să vedem ce e cu tine. Dar este foarte frumos. Foarte, foarte frumos. E acel buchet de flori, e acel parfum. Și acesta are un hint dulce. În continuare eu spun că este acea combinație piersică-trandafir Este un floral cu accente dulci, dar nu floral cu accente gurmande, dacă are sens Dar da, cel mai mult și cel mai mult e una, resimt nota de lăcrămioare, care o iubesc Bine, nu în orice combinație, însă se pare că în lamsa combinația este una fericită Cam atât. Cam atât pentru astăzi. Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet. Dacă vă place ceea ce vedeți, nu uitați de butonelul de like și subscribe. Și atenție, apăsați și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când eu postez câte un video nou. Instagram, TikTok, Link în descriere pentru fiecare din parfumuri. Nu uitați că Roj 25 va aduce un discount de 5% la orice achiziționați voi de pe, de pe site. Și ca de obicei vă aștept cu nerăbdare pentru că, din nou, simt așa... Adică e o chestie, pe mine una m-a intrigat din start. Cum frate, parfumuri bazate pe apă. Hai să vedem ce e acolo. Așadar... Dacă și voi sunteți curioși sau aveți experiențe cu aceste parfumuri, cu toate că la noi în țară ele sunt aduse pentru prima dată de către cei de la Dubai, vă aștept cu mare drag și mare nerăbdare în secțiunea comentarii. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez și vă doresc din suflet zile minunate și pline de parfum. V-am pupat!